Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, susținut de Consiliul Județean Călăraș, organizează în perioada 12-18 august 2019 cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor, Hora Mare. Evenimentul folcloric se desfășoară sub egida Consiliului Internațional de Organizare a Festivalurilor Folclorice și Artă Tradițională, partener al UNESCO. Spre deosebire de anul trecut, perioada de desfășurare a manifestării culturale s-a prelungit de la 5 la 7 zile de spectacol folcloric pentru călărășenii care prețuiesc valoarea tradițiilor autentice prin muzică, dans și port popular. În cadrul acestei ediții au acceptat invitația de a-și promova cultura și dansurile opt ansambluri folclorice din opt țări. Argentina, Armenia, Bulgaria, Franța, Georgia, Italia, Lituania și Serbia. Anul acesta, spectacolele se vor desfășura în aer liber pe scena amplasată pe platoul din fața Sălibar. Barbu Știrbei, începând cu ora 19, excepție făcând seara românească, programată pe data de 15 august, când spectacolul va începe de la ora 20.